Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Dragilor, s-a terminat votul. Da. Vom face în felul următor. Ioșnicii, dacă ultimii. Foarte bine. Două echipe, și anume Nathan Tici și Cuza și Emi, vor trebui să stea în apă. Aoleu. Pedeapsă. Citind ziarul. Ce tare. Fără să-l ude. Foarte tare. Timp de 10 minute. Ma. Foarte tare. Noi nu știu ce a fost în capul nostru. Ne-am gândit că cea mai nasoală poveste primește cel mai bun primește punctaj. Primește imunitate. Da, sau cine știe ce a fost în capul nostru. Îți dai seama, nimic. Și vedem rezultatul că de fapt ăia sincer spre siți. Dacă știam eu că asta cu cea mai nasoală, nu furam mă și eu o gumă. Crezi că eu n-am furat gumă de șters? Da. Bă, frate, bă, pe cum, bă? Și eu că nu mi-am închis cămașa bine odată. Nu i-am pus lesă la câine. Pe bune. Adriana și Maria Speranța vor face asta timp de 6 minute. Mulțumim. Cea mai mare josnicie a fost și-a urmat, în ceea ce mă privește. Apoi, Mihai și Elvira vor face asta timp de 4 minute. Iar Lidia și Esti... doar 2 minute. Vă mai povestesc eu ceva vreodată. Da, Lidia cu 2 minute, noi cu 10, e un dezavantaj de 8 minute față de ele, față de toți până la urmă, că ai 4, ai 6, orice minut contează. Nu se mai apreciază sinceritatea. Puteam să spun că nu mi-am călcat tricou. O să fie plăcut, vă asigur. Eu am fost fericit, pentru că am fost sincer și... Și eu la fel. Ok, n-am scos tot, dar am spus, boss, am furat, am păcălit oameni, am făcut chestii nașpa. Nu că mi-am pus guma sub bancă. Ok, trecem peste. După ce ați stat în apă, faceți duș și plecați în cursă. Ne vedem diseară, dragii mei. Vă aștept cu drag și bijuterii. Mulțumim! Mulțumim! Acum pregătiți-vă... Irina ne-a spus că trebuie să mergem să stăm cu un ziar în apă. Pe care să-l citim, dar fără să-l udăm. Fără să-l udăm. Și am zis, ok, intru în apă, pur și simplu, și stau în picioare și citesc ziarul. Pluta! Dar mă auzeam, se striga în continuu. Pluta! Da, Pluta, 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 Pluta. Sare în gură, în ochi, pe sub brațe, sare peste tot. Te mănâncă toate alea, eu cu frica de apă, îți dai ce vorbești, frate? Eu eram relaxată. Gata, am ieșit, m-am enervat, am văzut roșu înaintea ochilor, adică după ce că trec pragul ăsta, că mi-e frică de apă și nu intru în apă, da, decât la duș. M-a enervat Maria Speranța că nu m-a luat cumva. Adică să mă țină, să încerce să... Eu am intrat în proba asta acceptându-mi penalizările, pentru că știam că tu nu o să faci, dar te-am lăsat. A, deci m-ai lăsat așa? Eu știam că asta o să se întâmple. Dar nu mi-ai... o mână de ajutor nu mi-ai dat. Dar cred că apreciez faptul ăsta că am încercat și eu. Da, apreciez. Am încercat. Dar eu am mai concentrat-o pe altceva. În Marea Moartă, evident, dacă știi și ești relaxat și știi să nu-ți apa, te ține la suprafață. Tot îmi ziceau băieții, Lidia, lasă-te că te ține apa, că-i strată că te ține. Și toți cu capul la fond. Și după când am vrut să mă ridic, m-a întors apa pe burtă. E foarte simplu, te pui pe spate, poți să citești, nu un ziar, două, trei. Într-adevăr, apa asta te ține la suprafață, efectiv. Pe mine m-a frustrat foarte tare că stăteam umplută deja de 3 minute și auzeam de pe margine. Emi, dacă nu te pui în poziția corectă, nu pleacă cronometru. Eu nu înțeleg de ce nu-i cu mâinile, că te ține apa asta, eu nu știu să-mi nod. Cu una dădeam în continuu, pentru că nu puteam să stau nemișcat. Stai cu ziarul, să nu te dezechilibrezi. Încercam să dau din picioare să mă duc mai departe de ei, dar te întorcea, fiind apa care te ține la suprafață, te întorcea, trebuia să-ți ții echilibru. Oribil a fost. Am ieșit din apa aia, pline de sare. Te mânca pielea așa. Și rămân Maria Speranța cu doamna Adriana și cu noi, care ieșim aproximativ în același timp din mare, ne ducem repede la duș. Credeam că e maximum de enervare. Nu! A urmat acum, când i s-a spus dezbrăcați-vă, faceți un mic duș, îmbrăcați-vă și...
și porniți în misiune. Cu sarea aia pe tine, toți unii peste alții, ăsta făcea Emi, doamna Adriana, nu vă uitați, nu mă uit, dragă, că nu mă mai uit acum nici la Robert De Niro, dar minte la timp, înțelegi, cu toată, cu nici sarea aia în nas și în ochi și așa, și enervată că toți au țipat la mine, că vezi, doamne, de ce nu citezi ziarul în apă? Ca se mire proștii de aia. Pa, mare moartă, nu vreau să te văd nici vie. Nici vie, hai. Hai, pa. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.